Goști la Givan, la cea de-a cincea ediție. Centrul de vizitare al Parcului Național Domoglet Valea Cernei a găzduit în acest sfârșit de săptămână manifestația Goști la Givan, un eveniment ce a dus în centrul atenției comunitățile locale din zona parcului, oferind o incursiune în bogata lumea tradițiilor și meșteșugurilor. Programul a cuprins o expoziție de produse tradiționale, spectacol folcloric, demonstrații ale meșteșugarilor, dar și multe alte surprize. Centrul de vizitare al Parcului Național Domoglet Valea Cernei a organizat în acest sfârșit de săptămână cea de-a cincea ediție a evenimentului Goști la Givan, o manifestație ce a strâns sute de turiști. Bănățeană, goști înseamnă oaspeți, Givan înseamnă poveste, întâlnire și pentru că e foarte bănățenească și suntem în Banat sau foarte aproape sau pe graniță, așa se numește evenimentul de 3-4 ani de zile încoace. Iată că aici participă și copii din Mehedinți. Avem o echipă de copii de la Balta, care fac cinste folclorului local mehedințean. Avem copii din Banat, avem copii din partea cealaltă, nordul Mehedințului, avem copii din alte părți, avem un etaj întreg ocupat de către producători locali, adică vorbim despre miere, vorbim despre brânză, vorbim despre tot felul de obiecte pictate, de ii tradiționale, îmbrăcăminte tradițională. Avem de la noapte așa din Mehedinți un olar. Am avut bucuria de a avea aici la centru de vizitare a cincea ediție a evenimentului Goști la Givan, în care este un eveniment în care încercăm să aducem împreună producătorii, meșteșugarii și oameni care păstrează tradițiile din zona Parcului Național Domoglet Valea Cernei. Vizitatorii au avut ocazia de a descoperi gusturi autentice din zonă, de la fructe și dulceață, la costume populare și obiecte artizanale, în cadrul unei expoziții de produse tradiționale. Totodată, meșterii talentați au oferit demonstrații live de creare a obiectelor tradiționale, așa cum a fost meșterul olar de la Noapteșa din comuna Șișești și meșterul în lemn de esență moale din Baia de Aramă. Produse apicole, începând de la miere, tinctură, polen, produse în parcurile noastre, cât și lumânării naturale din ceară de apă. Am fost impresionat, n-am mai văzut până acum cum se fac genul ăsta de suveniruri și chiar mi s-a părut foarte interesant. Am și filmat. Și cred că domnului a plăcut de noi pentru că am fost așa de interesate. Partea de spectacol a fost animată de elevi de la școli din zona parcului, care au prezentat momente artistice inspirate din folclorul local. Am prezentat o scenetă care reprezintă dragobetele. Ce înseamnă dragobetele, de fapt? Iubirea pentru alți oameni sau chiar iubirea pentru satul tău natal. M-am născut în Costa Rica, dar m-am mutat împreună cu mama mea înapoi la ea în țară, la vârsta de 5 anișori. Spunem noi în Banatul de Munte, la Givan, atunci când stăm și vorbim între noi cu diferiți oameni, aici au participat diferite formații din județ și nu numai, care au prezentat tradiții și obiceiuri de dragobete și de început de primăvară în spectacolul acesta organizat aici de Băile Herculane. De la dansuri și cântece tradiționale la obiceiuri specifice. Asta au avut ocazia să admire vizitatorii alături de momentele artistice pregătite de copiii de la școala gimnazială Balta din județul Mehedinți. Suntem cu grupul Flor de Munte, format din elevi din această școală și am prezentat un crâmpei din obiceiurile de dragobete, un crâmpei din identitatea națională, despre simțirea românească, despre ceea ce înseamnă dragobete. Scopul principal al evenimentului este acela de a promova tradițiile locale, de a încuraja producătorii locali și de a oferi o experiență autentică vizitatorilor care au venit în număr foarte mare.